La întâlnirea de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din Maramureș, desfășurată ieri la Palatul Administrativ din Baia Mare, s-a adus în discuție problema sigiliilor. Prefectul Sorin Rednic a amintit că acestea trebuie realizate după anumite standarde impuse de lege. Urmarea control de legalitate am sesizat tot felul de ștampile mai mult sau mai puțin rotunde, cercuri concentrice mai mult sau mai puțin respectând dimensiunile stabilite de către actul normativ. Pe hotărârile de Consiliu Local se pun doar sigiliile Consiliului Local cu tema țării, dimensiunile și standardul există în hotărârea de guvern. De asemenea, pe dispozițiile primarului se pun doar acele sigilii ale primarului cu tema țării. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a afirmat că un act care nu poartă respectiva ștampilă este, cităm, lovit de nulitatea relativă. Am găsit de-a lungul timpului câteva asemenea acte, le-am gestionat în mod particular, dar acele localități care au asemenea sigilii care nu sunt conforme, o să rog să reanalizeze și să înlocuiască acele sigilii cu unele care sunt prevăzute de către actul normativ.